Să vin niște proiecte foarte, foarte interesante. Cel puțin anul ăsta o să fie niște chestii foarte, foarte interesante. O să fac niște chestii foarte interesante în ceea ce privește camioanele pe partea de fotografie și cu camioane. Bă, nu că sunt plin. Îs cu vârșul de sat. La a doua cursă mi-a cuplat și hidrodrive-ul. Am basculat frumos și elegant. Și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să merg la muncă. Ieri nu am fost pentru că am fost cu la micul la spital și el este internat în spital. Am ajuns, bineînțeles, mai devreme un pic. Stă soția cu el pentru că eu astăzi trebuie să merg la muncă. Nu este nimic grav, doar o mică intervenție chirurgicală care era programată de vreo 2 ani jumate, după care noi am așteptat. Nu are rost să vă dau prea multe detalii, dar pot să vă zic că este tot ok, adică nu e nicio problemă. Soția stă cu el în spital, probabil astăzi pe la prânz o să îi dea drumul. Vedem cum o să decurgă și ce o să zică doctorul. Momentan eu trebuie să merg la muncă, așa că trebuie să-mi iau catrafusele și să măcar. O să vin niște proiecte foarte, foarte interesante. Cel puțin anul ăsta o să fie niște chestii foarte, foarte interesante. O să fac niște chestii foarte interesante în ceea ce privește camioanele pe partea de fotografie și cu camioane, cu așa mai departe. Am semnat un contract zilele astea cu o companie. O să plec într-o delegație de 2 zile. O să vedeți și vlogul o să vină. Dar vreau să vă anunț că o să fac și anumite schimbări pe canalul de YouTube. Probabil, din ce am stat eu și m-am gândit așa în mare parte, o să adaug în playlistul ăsta și niște vloguri despre tehnologie. Tot am mai discutat, eu tot am mai vorbit de una de alta, dar încă nu eram decis ce o să fac și cum o să fac. Pentru că trebuie relativ să pliez cumva vlogurile pe care le fac și pe care vreau eu să le fac, să le adaptez, să le pliez, cum s-ar spune, și în funcție de timpul meu, de timpul pe care îl am și ce pot eu să fac în condițiile date. Pentru că, să vă reamintesc, fac și fotografie, fac și vlogurile astea și am și servici și mai fac și tablouri. Și mai fac și plăcuțe din astea personalizate. Sunt foarte multe lucruri pe care, foarte multe chestii pe care eu le fac. Și de aceea am decis relativ să rămân doar la câteva chestii, să mă focusez doar pe câteva chestii și să împing în continuare treaba cu fotografia un pic mai mult, să o duc la un nivel mult mai mare. Deja încep pe să dea roade cam ceea ce voiam eu să fac, dar vreau să țin și treaba asta cu vlogurile, cu camioanele, cu jobul și vedem ce surprize o să-mi ofere 2023, că deja am început cu niște surprize plăcute, încep să-mi iasă planurile și, adică, numai chestii de bine, cum s-ar spune. Asta necesită foarte, foarte mult timp, muncă, dedicare și așa mai departe. O să fie un an, cred eu, probabil unul dintre cei mai buni ani pe care eu i-am avut. De ce cred treaba asta? Pentru că lucrurile încep să se așeze din ce în ce mai bine și încep să am rezultate bune. Așa că o să avem un an bun și dacă o să fiți alături de mine, o să vedeți și progresele pe care eu le fac pe parcursul anului. Și asta mă bucură pentru că dacă pot influența 2-3 persoane care să
pună osul la treabă și să facă, nu știu, cel puțin 10% din ce fac eu, să facă și ei, sau să își pornească un canal de YouTube sau să facă ceva, să-și miște fundul, cum îmi place mie să spun. Este o chestie bună, pentru că azi unul, mâine unul și tot așa. Eu nu fac chestiile astea decât să vă încurajez pe voi să faceți multe chestii. Cu siguranță, nici astăzi nu o să se conducă, pentru că este destul de frig. Din ce m-am uitat eu, sunt undeva la minus 1, minus 2 grade. Nu știu, să vedem, poate conduc, poate nu. Aștept acum să vedem, dar pe sfârșit de weekend, cu siguranță nu o să se conducă, pentru că o să fie minus 7, minus 10 grade. Dacă se conduce astăzi, e lux, pentru că aș avea nevoie de o repriză de condus. N-am mai condus de vreo câteva zile bune și atunci când am făcut vlogul cu FMX-ul, și în rest, mare brânză, nu am făcut zilele astea. Mulți am stat și am frecat buha pe la garaj. Și eu nu sunt genul ăla de persoană, încep să mă frustrez pentru că nu fac chestii și am observat că atunci când eu nu muncesc, nu fac ceea ce fac eu de obicei, intervin frustrările și mă frustrează și mă enervez și nu-mi place deloc situația. Așa că merg la muncă, vedem care e treaba și vă țin cu un update. În sfârșit o să conducem ceva astăzi, am pornit deja camionul. Și din ce am înțeles eu, lasă, urc în camion aici, din ce am înțeles eu, o să conducem zăpada asta de aici, o să curățăm zăpada, pe care, doamne, au zis că ne-o dă și o să fie a noastră, așa că o să conducem, să vedem unde vor ăștia, să ducem zăpada. Să-mi bag eu cardul acelea. Fain, frumos și elegant. Am o grămadă de ore de pauză. Și dacă conducem, treaba e bună, să vedem câte curse o să se facă. Ce am aici? Am AdBlue, am motorină, am. Treaba e bună. Apropo, am făcut curățenie în camion. Arată bine, bine de tot. Curat, bam, 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 miroase foarte frumos. Am dat drumul la parfumelul ăla de acolo, am scos instalația pe care o să o duc acasă și trebuie să mai curăț dublu adezivul ăla de acolo de sus, că se vede un pic cam nașpa. Dar în rest, hai să facem o instalare manuală. Haideți că am încărcat o cursă de asta, cum îi zice, de zăpadă și mergem să descărcăm. Doar că remorca mea nu voia să urce, să se ridice de la sol, suspensia, cum s-ar spune, dar s-a ridicat. Îl am pe colegul în față cu mașina mică și el o să-mi zică exact unde am de descărcat. Nu e departe, e undeva pe aici, pe aproape. Probabil o să mai fac încă vreo două curse. O cursă, două, depinde acum cât de multă zăpadă o să fie, pentru că suntem trei camioane. Trei sau patru camioane și dacă cărăm fiecare câte două ture, deja sunt 6-8 curse. Dar nu cred că o să fie atât de multă zăpadă. Aici e groapa de zăpadă. Aici o să aruncă zăpada în mare parte. Uite ce mormane de zăpadă au făcut ăștia aici. Ia să vedem unde. Basculez și-o pe aici, pe undeva. Fie cum o fi și fie cum o vrea, măi. La. Problema e că dacă nu o să încupleze hidrodrive-ul, o să fie fun. Dar fun de fun. Mă înțelegeți? Opa, stai acolo. Că te țin la control cu frâna de mână.
Dar sper să se încălzească repede cutia de viteze ca să topească gheața aia de acolo. Și să nu mai am treabă cu haide așa. Dacă e uleiul rece, ce greu să ridică. Hai, vrei curci? Băgăm vibratorul în funcțiune. Și e. Să vedem cât a rămas, că nu o să fiu nebun la cap să mă chinui să basculez chiar tot. Înțelegi? Da, aia a rămas. Eroare o am la Hydrodrive. Mai cuplez o dată, îi dau frumos în jos. Dau în sus și vibratorul. Atât. E o zi importantă astăzi. Îmi iau doza de energie din mânuțul meu și din vlogurile cu Peter Lindgren. Dacă vreți, puteți să-l căutați, Peter Lindgren. Face niște vloguri destul de interesante în engleză. De aici îmi iau eu doza mea de inspirație în fiecare zi când vine vorba de tehnologie, de ceea ce vreau să fac, de ceea ce vreau să pun în practică și pe partea cu vlogurile cu tehnologia începe sau prinde conturi ideea într-un final și cred că o să mă axez la un singur canal cu mai multe playlisturi în care o să pun vloguri cu camioane, cu tehnologie, o să văd un pic cum o să fac. Aș vrea să-mi fac un canal aparte cu tehnologie în engleză, dar în același timp aș opta și pentru un canal cu tehnologie în română. Dar știu că șansele sunt mult mai mici să fac un număr mai mare de subscriberi. Pentru că eu am nevoie de un impuls. Am nevoie de un impuls pe partea asta cu tehnologia, pentru că vreau să fac multe chestii. Așa că vedem cum o să decurgă. Dar stați aproape, pentru că încărcarea este aproape gata. M-am încărcat, asta să mă bată mama dacă te mint mult. Și o să vin probabil până la sfârșitul lunii, ianuarie. Acum suntem undeva pe data de 10 ianuarie. Până la sfârșitul lui ianuarie, pardon, ar trebui să prindă contur cam tot ceea ce vreau să fac. Și ca atare o să iasă niște chestii destul de interesante. Deci fii atent, eu sunt plin, foarte plin. Și el zice că nu e suficient. Au, mamă, au. Acum e gata. Mi-a dat cu cupa aici. Hai să mergem să descărcăm. Mamă, mâncava-și gura voastră.
Bă, nu că sunt plin. Îs cu vârf și îndesat. Bine, că n-are așa multă greutate pe asta. Ce am? 13,3 tone. O să vă arăt aici de jos. A, uitați aici. Să fie cam așa. Nu? Placă-n zăpadă, tată. La a doua cursă mi-a cuplat și hidrodrive-ul. Am basculat frumos și elegant. Ia să decuplăm. Așa. Și acum mai dăm frumos încolo. Ba, 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 mai vedem, poate mai facem o cursă. Nu? Cel puțin așa zic. Ultima cursă și pe ziua de astăzi, dar nici măcar nu e plină pena. O basculez și mă duc la garaj, după aia cred că mă randesc acasă. Băieții mai aveau un pic de curățat pe acolo. A plecat și șeful la mare. Și ce au zis? Are bă, chiar nu mai lucrăm, dar fără niciun stres, fără nicio problemă, nimica. Au plecat așa, știi? Ce au zis? Că hai, de bre, lasă că nu-i bai. Un pic înclinată mai haine, da. Ce înseamnă vibratorul? Pac! Cuplezi prima treaptă la hidrodrive. Și atât. A plecat șeful. Și bă, dar cum a plecat ăsta? Cum pac? Toți s-au randit în garaj. Ce-a mai stat vreunul pe afară? Când vine șeful, toți grămadă la treabă acolo, să vorbească, să discute, să alea. Nici o treabă, frate. Și mă gândeam eu zilele astea, bă, că am tras cu chiul o lună și ceva, n-am făcut mai nimic, am mai la. Îmi făceam eu griji degeaba, că n-a, știi cum e, tipic românesc la noi, mă înțelegi? Și stăteam și m-am gândit mai bine, ce n-are cu băgături, nu sunt atât de prost eu. Nu sunt eu singurul care nu face treabă pe aici. Așa că, Doamne ajută, eu pe mine nu m-ar deranja dacă m-ar plăti full salar. Aștept și o să văd luna asta care vine acum ce încasez. Da, na, mă înțelegeți voi ce vreau să zic. Așa că, dacă v-a plăcut și vlogul de astăzi, like, share, subscribe și ne vedem la următorul. Mă duc să mănânc niște sushi, că de muncit m-am rupt.